și cu ultimul video tutorial pe tema acestui decodor și anume vom discuta despre funcția PVR și Media Player. Ceea ce este diferit față de restul, de îndată ce se introduce un stick sau un hard, nu se cere formatarea acestuia. În partea de sus a ecranului apare semnul USB prin faptul că scanează și apoi succes. Interval de maxim 3 secunde între ele și asta este. Se poate acționa direct butonul de record și va înregistra. Evident, înregistrele nu pot fi vizionate pe calculator și așa mai departe, doar pe acest echipament. Spre exemplu, apăsăm pe record și va apare în partea dreaptă sus semnul că se înregistrează. Nu se poate schimba postul, în cazul în care doresc să-l schimb, anunță că se va opri și înregistrarea, dacă voi schimba postul, ceea ce nu dorim. Ca și test, am înregistrat aproximativ 5 minute un post HD, spațiul ocupat a fost de 400 de mega, mai exact 396, iar când am înregistrat cam 5 minute un post care nu este HD, spațiul ocupat a fost de 210 mega. Exact 212. Deci cam astea sunt dimensiunile. Haideți să dăm stop. Pentru a vizualiza ce s-a înregistrat, se apasă meniu. Cu săgeata stânga-dreapta vom veni pe PVR și OK pe lista înregistrare. Aici vor fi toate înregistrările. În partea dreaptă jos apare ce puteți face cu cele două butoane colorate. Să blocați prin control parental o anumită filmare sau să o ștergeți. În partea stângă jos să ștergeți toate filmările dacă aveți mai multe sau să le redenumiți. De asemenea, vă apare și mărimea, durata de înregistrare, tot ce se poate. Deci, funcția aceasta este ca la restul echipamentelor, play, pausă, time shifting și așa mai departe. Vom ieși de aici, vom intra în setări PVR, regulă. Pe partea de time shifting vă pot spune faptul că e din 30 în 30 de secunde, dacă e ca din 30 în 30 de minute, până în 120 de minute, e setabil. Formatare nu e neapărat nevoie, doar dacă vreți. Iar pe partea media, spre exemplu, dacă accesăm video, se alege discul, se arată doar videourile și nimic altceva. Chiar dacă, de exemplu, aici am făcut un folder cu câteva poze și un MP3, nu se văd. Ceea ce mi s-a părut ciudat, niciun MKV momentan nu are sunet. Am rulat 2, 3, 4, poate chiar 5, nu mai țin minte exact, dar niciunul cu sunet. În schimb, când am rulat un MP4, are sunet. Am rulat și un AVI, la fel, nu avea sunet. Probabil o fi un bug, asta rămâne de văzut. Cu exit se dă back, cum am mai spus, tot ieșim afară. De exemplu, pe partea audio. Din nou, vede doar fișierele MP3 și nimic mai mult, și folderele maxim. Deci funcționează, se aude în regulă. La fel și pe partea de imagini. Funcționează perfect. Am pregătit aici câteva imagini să ne mai delectăm și noi puțin. Și cam asta a fost. Dacă aveți întrebări, nelămuriri sau nu știți să faceți anumite lucruri, lăsați un comentariu în secțiunea de comentarii de jos și vedem ce putem face.